O speranță pentru România. Cred că implicarea femeilor și în economie și în politică aduce foarte mult, foarte multă plus valoare, nu numai României, în general în lume, și eu am așteptarea ca tot mai multe femei să se implice, să aibă curajul să se implice, pentru că nu au cu nimic ceva mai prejos decât bărbații. Poate câteodată acest drive și acest curaj de a ieși în față. Cred că antreprenori bărbați sunt bineveniți într-o reuniune de doamne și am și onoarea să acord un premiu, mă bucur foarte mult. E o onoare să fii prezent la Ateneul Român și să poți să dai un premiu, mă bucură foarte mult. Îmi doresc să trăiesc momentul în care să nu mai fie necesar o asociație a femeilor și să sprijinim antreprenoriatul feminin și așa mai departe, să fie natural, să nu mai fie necesar această diferențiere. Deocamdată încă este și au de treabă în România și în politică, ar trebui mai multe femei și în economie, deci încă e necesar acest push și eu sunt alături de ele, pentru că eu cred că schimbarea vine de la femei în România.